În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Eu te-am preamărit pe tine pe pământ. Lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit. Și acum, preamărește-mă tu, Părinte, la tine însuți, cu slava pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Sunt versetele 4 și 5 ale pericopei evanghelice citite astăzi, care ne vine de la evanghelistul Ioan din capitolul al 17-lea, versetele de la 1 până la 13. Ne aflăm în duminica a 7-a după Rusalii, când biserica a hotărât sărbătorirea și pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic. A avut loc acest sinod în anul 325 la Nicea și a fost convocat de către împăratul Constantin, cel pomenit duminica trecută alături de Elena, mama sa. Foarte interesant că această convocare a lui Constantin a stabilit un precedent prin care doar împăratul putea convoca un sinod ecumenic. Și biserica a acceptat autoritatea sa în calitatea pe care și-a luat-o ca, o să citez acum, episcop al celor din afară. Așa se numea împăratul în perioada bizantină, episcop al celor din afară. Și au fost prezenți la acest sinod, o să pomenesc doar câțiva părinți de mare rezonanță, cum ar fi Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei. A venit acolo în cadrul delegației alexandrine diaconul Atanasie. Să știți că acest Atanasie a ajuns ulterior Marele Atanasie, stâlp al ortodoxiei în deceniile care au urmat. El a fost ceea ce noi astăzi am numit mastermind-ul primului sinod. Lui se datorează reușita acestui sinod, deși era un simplu diacon, el era secretarul episcopului alexandrin pe nume Alexandru, dar 3 ani mai târziu după acest sinod ajunge pentru următorii 45 de ani patriarh al Alexandriei. Și să știți că el a fost precursorul celor 3 ierarhi în lupta pentru ortodoxie din acele viacuri. Pe lângă ei au venit mulți alții, preponderent, într-adevăr, din răsărit. Au venit și din apus, din acest motiv s-a și numit ecumenic, dar majoritatea erau episcopi și preoți din răsărit. Și acum vine o primă observație, am avut acolo, și cred că este foarte important, 2 episcopi semnatari ai actului sinodal, deci au participat la lucrări și s-au implicat și ulterior au semnat, 2 episcopi de pe meleagurile noastre. Conform istoricului bisericesc Eusebiu de Cezarea, care ne spune că a fost acolo un episcop numit Scitanul, deci episcopul Sciților, și Teofil al Goților, care erau stabiliți în zona Buzăului de astăzi. Mi s-a părut de-a dreptul emoționant să știm că am avut acolo 2 oameni de pe meleagurile noastre, la acest sinod al sinoadelor, pentru că în baza lui s-au organizat toate celelalte sinoade ecumenice de mai târziu. Și acum, dincolo de această introducere, vom vorbi astăzi despre urmarea Domnului, care cred eu că îi reprezintă pe acești părinți care s-au întrunit astăzi acolo, în urmă cu mulți ani, și vom încheia cu câteva concluzii. Ce vom învăța astăzi? Că există și o altfel de vedere. Capitolul central al cuvântului de astăzi vă spuneam că va fi urmarea Domnului sau mai bine zis, sau altfel zis, imitarea Lui. Pericopa pe care ați auzit-o citită este desprinsă din ceea ce se numește cuvântarea de despărțire, din partea a 4-a a acestei cuvântări,
o cuvântare de despărțire a Domnului care apare doar la Evanghelistul Ioan și vă spuneam, cred, în urmă cu un an, că este un cuvânt testamentar al Domnului, este lăsat cu limbă de moarte, între ghilimele, așa cum spunem noi în popor. Și din această cuvântare de despărțire o să spicuiesc doar câteva dintre elementele care apar. Apare dragostea lui pentru Tatăl. Apare dragostea Tatălui pentru el. Din cuvintele Domnului se înțelege acest lucru. Apare dragostea Domnului pentru lume, îngrijorările Lui, promisiunile Lui. Promisiunea esențială este trimiterea Duhului Sfânt. Poruncile Lui, să vă iubiți unii pe alții precum eu v-am iubit pe voi, aici apare. Sunt cuvintele unui părinte care, înainte de despărțire, vrea să-și facă ordine în ogradă și mai ales în familie. Iar, ca să înțelegeți mai bine, capitolul al 18-lea, următor, se numește prinderea lui Iisus, spicuit ducerea lui la Pilat, osândirea, este limpede chiar înainte de intrarea în zona pătimitoare a activității lui pământești, a zis Domnul aceste cuvinte. Și acum, dincolo de textul extrem de complex pe care l-ați auzit citit, aș dori să ne oprim astăzi asupra două idei din citatul inițial. Eu te-am preamărit pe tine pe pământ. Lucrarea esențială a Domnului, înțelegem din aceste cuvinte, pe care și-a asumat-o sau așa a văzut-o, așa a simțit-o el, este preamărirea Tatălui. Și foarte important acest adaos pe pământ. Ne zice Dumnezeescul Gură de Aur, prea înțeleptul tâlcuitor al Scripturii, că pe pământ este adăugat intenționat de către Domnul, pentru că în cer Tatăl este deja și a fost întotdeauna preaslăvit. Adică slava este în firea Lui și nu are nevoie să-i ofere nimeni, și în al doilea rând, El oricum primește acolo închinare și preaslăvire de la toate puterile îngerești. Iar aici Domnul se referă la preaslăvirea care îi vine sau îi va veni Tatălui, se va oferi Tatălui de la oameni. Ceea ce până acum era o chestie punctuală sau niște elemente ale unor trăitori râvnitori ai Scripturilor, de astăzi Domnul lasă ca și lucrare generală întregii lumi, preamărirea Tatălui. Și al doilea lucru foarte important ne reiese din citatul următor. Lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit. Adică, dacă am privit cu toții, dacă am răsfoi cu ochii minții noastre faptele și lucrările Domnului din pericopele duminicale pe care le auzim citite și încercăm să le analizăm, păi cred că am vedea că, sau ne-am aminti că Domnul i-a învățat pe oameni. Am auzit și am analizat de atâtea ori pilde, parabole. Am asistat la discuții, cum ar fi discuția cu samarineanca de acum puțin timp, de 2 săptămâni. După aceea știm că i-a ajutat în momente critice. Este evident ajutorul salvator pe care l-a dat la cea nuntă vestită din Cana Galilei, când a transformat apa într-un vin delicios pentru a salva onoarea și demnitatea nuntașilor. Le-a dat să mănânce sau i-a hrănit. Știm episodul de pe țărmul Mării Galilei în care a hrănit cu 5 pâini și 2 pești, undeva ca la 5.000 de bărbați, ne spune Scriptura, asta putem asimila la 5.000 de familii. I-a vindecat. Vorbise în duminica trecută de orbul din naștere, de slăbănogul de la Vitezda și vorbisem de multe ori și de alte vindecări la fel de speciale și de impresionante. Iar pe unii
dintre oameni, dintre concetățenii săi, i-a înviat. Știm că avem 3 învieri în Evanghelie, 2 ale unor copii, fiica lui Iair și fiul văduvei din Nain, precum și a 3-a înviere a prietenului său Lazar. La urmă, dar nu în ultimul rând, știm că s-a jertfit, atât pentru ei, pentru concetățenii săi, cât și pentru noi. A înviat și s-a înălțat. Punct în care ne aflăm și noi astăzi, imediat după înălțare, care a fost joi, și ne-a lăsat tuturor bune nădejdi, care vor veni săptămâna viitoare, duminica viitoare, când sărbătorim pogorârea Sfântului Duh. Și acum apare întrebarea, de ce am enumerat toate aceste lucrări ale Domnului? Și răspunsul ar fi așa, că pe acestea, sau măcar o parte din acestea, trebuie să le facem și noi, zi de zi, ceas de ceas. Așa îl imităm pe el în lucrarea lui. Dacă dorim ca la finalul călătoriei noastre, când ajungem la stația în care Domnul ne deschide ușa, cum spunea Marele Vasile, ilustrul nostru ocrotitor, să putem zice și noi, primește-mă, Doamne, primește-ne, Doamne. Lucrurile pe care le-ai făcut Tu, am încercat și eu, după putere, să le fac. Și dacă nu mă credeți pe mine că aceste lucruri sunt esențiale și ele trebuie făcute și ele trebuie să umple viața noastră cotidiană, ascultați ce ne zice Ioan Gură de Aur. Și o să citez acum cuvintele lui. Până când nu suntem limpede văzători și ne cheltuim totul în lupte zilnice și în certuri și în discuții nefolositoare, hrănindu-ne pământul, îngrășându-ne trupul, neglijându-ne sufletul, nepunând preț deloc pe cele necesare, ci având multă grijă de cele de prisos și nefolositoare. Toate cele care sunt în afara acțiunilor enumerate ale Domnului, înțelegem de la Ioan cumva în oglindă că sunt nefolositoare și neziditoare. Și de aici ajungem la a doua observație. Mi-a plăcut, trebuie să recunosc enorm această expresie, limpede văzători. Pentru că noi, ca și societate umană, pe ansamblu, ne desfășurăm viața între două extreme, cred eu, între clar văzători, și aici o să înscriu aceasta la rubrica de la Euronews No Comment, și între înainte văzători, acei bărbați plini de Duh Sfânt, cel care va coborâ duminica viitoare peste noi toți, care reprezintă elita vieții duhovnicești a bisericii și sunt oameni care cunosc foarte, foarte multe, într-adevăr, în Duhul Sfânt. Sunt oameni care de obicei nici măcar nu zic nimic și îți văd problemele, se roagă pentru tine și poate ușor îți dau așa o schimbare de direcție din întâlnirea cu ei într-o discreție profundă. Cam acestea sunt reperele în care ne mișcăm noi din punct de vedere spiritual în societate. Și acum ceea ce cred eu este că măsura noastră a oamenilor obișnuiți ai credinței este tocmai aceasta, că trebuie să devenim limpede văzători, undeva la mijlocul intervalului, să vedem sau să ne străduim să vedem lucrarea Domnului, faptele Lui, să vedem îngrijorările Lui, să-i vedem pe oamenii din jur cum i-a văzut și El. Vă spuneam duminica trecută că a văzut un orb pe care concetățenii săi îl ignorau și El a tratat cu cea mai mare grijă pentru că l-a salvat din întunericul cumplit în care trăia. Să vedem greutăți, dureri, frământări, adică să nu fim indiferenți. Și să ne străduim, al doilea lucru cumva care se desprinde de aici, că nu-i suficient să fim limpede văzători,
și trebuie să fim și împlinitori, cum spusese mai devreme, să ajutăm, să ne implicăm, ca să putem spune și noi după modelul stăpânului, l-am săvârșit, lucrul pe care l-am văzut la tine, l-am săvârșit și noi. Adică nu trebuie să fim spectatori în viața noastră, ci implicați și dinamici. Și acum câteva concluzii. Prima ne vine de la părintele nostru Vasile cel Mare, care ne spune, să spicuiesc, nu am dat întregul citat, doar spicuit, averile noastre, care pot fi de bani sau pot fi averi de fapte bune sau averi de îngăduință, de sentimente bune, putem să înțelegem ce dorim noi de aici, cu îngăduința Sfântului, când le aruncăm bine, așa spune Vasile, pentru că le putem arunca și prost, după cum ne dăm cu toții seama, în mâinile săracilor și ale necăjiților. Nu se pierd, ci ajung ca și în niște corăbii mai sigure care ne așteaptă amarate în portul veșniciei. A doua concluzie, o să vă rog să priviți la Sfântul Ioan Rusul, cel sărbătorit ieri, care și-a aruncat nu averile, pentru că nu le avea, ci viața însăși în mâinile Domnului, și azi o lume întreagă călătorește spre insula Evia, spre a-i cere binecuvântare și izbăvire aceluia care și-a imitat stăpânul în lucrările sale. A treia și ultima concluzie, pentru că vorbisem despre limpede vedere, o să vă spun ce zice Gheronda Emiliano Simono Petritul despre cel care îl urmează pe Domnul, și de data asta o să citez cuvintele părintelui Emilianos. Dacă se roagă, dacă îl are pe Hristos, dacă este smerit, senin, se vede mai ales în ochi. Ochii omului sunt cer și îndată ce îi deschide, vezi toată strălucirea cerului, toată sfânta treime, toate le vezi acolo. Amin.